Salut, dragii mei! Astăzi am să vă arăt gama re major. Și ca să nu stăm să o lungim foarte mult, o să vă arăt și mi, și fa, și sol, și la, și si. Da? Vreau să înțelegeți că gamele majore, eu am să vă arăt decât clapele albe, deocamdată, pentru început. Aș putea să vă iau sistematic do, fa, si bemol, mi bemol, dar eu vreau să vă iau pentru voi, pentru începători, simplu, ca să înțelegeți foarte repede. Da? Așa că o să învățăm prima dată clapele albe. Da? Re major este 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Notele sunt astea. Re, mi, fa diez, sol, la, si, do diez, re și înapoi. Dacă mergi la următoarea octavă, este 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Și înapoi la fel. 4, da? Acordul re major este re, fa diez, la și re. Da? Răsturnarea întâi. Și răsturnarea a doua așa. Da? Normal. Ar trebui să cântați așa. Da? Și cu notele astea. Așa. Dar o să ajungem și la treaba asta. Mi. Gama mi este formată din notele acestea. Mi, fa diez, sol diez, la, si, do diez, mi bemol și mi. Digitația este la fel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și acum dacă urcăm încă o octavă, după 4 urmează 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Da? E, în schimb la fa, acordul mi, stai. Acordul mi este mi, sol diez, si și mi. Noi vorbim de acordurile majore, da? Răsturnarea întâi, răsturnarea a doua, da? Fa. Fa, aici se schimbă situația. O să mergem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dacă virgulă urcăm la octavă, mergem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hai să vedem notele prima dată. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa și înapoi. Dacă urcăm la octavă, vedeți, după 3, nu mai punem 4, punem 1, da? Și începem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acordul fa este fa, la, do și fa. Răsturnarea întâi și răsturnarea a doua. Și înapoi. Sol. Sol major este aceeași digitație ca de la do, re și mi. Deci, din toate notele do, re, mi, fa, sol, la, si, decât fa are altă digitație. În rest, toate au digitația aceeași. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 și la octavă 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Da? Sol, la, si, do, re, mi, fa diez, sol, da? Și la octavă. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, înapoi. Acordul sol major, sol, si, re, sol. Da? Starea directă, răsturnarea întâi,
și răsturnarea a doua. Da? La major. La major se formează din notele la, si, do diez, re, mi, fa diez, sol diez și la. Și înapoi. Și la octavă același lucru. Acordul la major, la, do diez, mi și la. Starea directă. Răsturnarea întâi, răsturnarea a doua. Și înapoi octavă. Acum o să cântăm si. Deoarece n-am si aici, o să încep de aici. Da? Și este aceeași degetație. Si, do diez, mi bemol, mi, fa diez, sol diez, si bemol, si și înapoi. Da? Și acum, dacă mergem la octavă, da? După 4-1, și am ajuns la acordul si major. Si, mi bemol, fa diez și si. Starea directă. Ia uite. Răsturnarea întâi, da? Și răsturnarea a doua. Da? Și octavă. Și am ajuns la do. Da? Starea directă. Răsturnarea întâi. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem data viitoare.